Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, este sâmbătă, este ora 2. Deci știți foarte bine ce înseamnă acest lucru, înseamnă că avem parte de o nouă ediție. Știți, data asta avem o grămadă de chestii de discutat pentru că s-a întâmplat apocalipsa în lumea jocurilor video datorită lui Unity și avem o grămadă de informații noi despre jocurile lansate deja și despre jocurile ce urmează să fie lansate, pentru că am avut și câteva mici prezentări pe aici pe acolo. Așa că hai să nu mai pierdem timpul. Da și voi micuț dacă acolișați și să trecem la treabă. Cum spuneam mai devreme, Unity a pornit apocalipsa în industria jocurilor video. Știți că Unity este un motor pe care foarte multe jocuri îl folosesc, în special jocuri indie sau chiar și jocuri destul de mari de la Sony, de la Xbox, de la Nintendo și tot așa. Adică chiar este un game engine destul de bun pe care îl întâlniți foarte des în multe din jocurile din ziua de astăzi. Ba chiar inițial când auzeam de Unity ziceam că mamă, e un motor foarte slăbuș și nu știu ce, dar Unity a primit niște update-uri destul de interesante de-a lungul anilor, ce au făcut ca acest motor de joc să fie din ce în ce mai benefic pentru toți creatorii de jocuri. Dar acum a sosit vremea întunecată. Literalmente tot iadul a fost deschis, așa s-au deschis porțile iadului și s-a dat știrea că, bă, dacă mai vreți să folosiți Unity și vreți să mai aveți jocurile pe care le aveți, trebuie să ne plătiți o taxă pentru fiecare instalare. Ceea ce este absolut incredibil de luat așa și de gândit, adică de conceput. Cum să taxezi pe fiecare instalare developerul? Mai ales dacă vorbim aici de un developer care poate e unul singur pentru proiectul respectiv sau care vorbim aici de o companie foarte micuță care n-are decât maxim 20-30 de oameni și tot așa. Adică gândiți-vă să fie un joc de succes precum Cult of the Lamb, despre care o să discutăm imediat, pentru că și el este implicat în toată treaba asta, să fie făcut de 30 de oameni și să vândă destul de bine, dar prețul lui să fie destul de micuț. Ei, imaginați-vă că dacă vine Ionica și Ionica se joacă jocul pe PC-ul de acasă, mai instalează jocul și pe PC-ul de la Dorel, de la vecinul lui, se duce, poate instalează și la școală, instalează jocul nu mai știu unde, ei bine, cei de la Cult of the Lamb sunt taxați pe fiecare instalare pe care Ionica o face, ceea ce este insane și mai presus de atât, dacă ai și jocul și pe Game Pass, și acolo te taxează pe fiecare instalare. Deci, practic, oriunde ai instalat jocul ăsta, cei de la Unity vor ști și te vor taxa în ultimul hal. Bine, vor taxa developeri, nu pe tine ca și utilizator, ceea ce este destul de nebun. Desigur, există câteva limite pe care trebuie să le întreacă anume developeri, adică uite, pentru personal trebuie să depășești $200,000 în ultimele 12 luni, $1,000,000 și tot așa, adică în funcție de aceste limite vei fi taxat sau nu vei fi taxat. Dar să zicem că ajungi în situația în care faci un joc de succes și jocul tău este gratis, o să ai de plătit o tonă de bani pentru că nu ai cum să n-ai cum să plătești pentru că tu n-ai produs niciun ban. Practic ai făcut un proiect acolo, ți-a plăcut și a prins bine. Norocul tău e că a prins și te-a ajutat pe tine să te dezvolți ca și creator de jocuri. Dar uite că te trezești după aia că îți trimite Unity acasă o factură și zice, bă, hai de plătit chestia asta, ce faci de acum? It is what it is. Asta este absolut nebunie dacă mă întrebați pe mine și lucrurile s-au dus din ce în ce mai departe, adică te taxează pe fiecare instalare și reinstalare și poți să instalezi jocul de două ori pe același PC și pe PC-uri diferite, dar în aceeași casă și tot așa, adică literalmente Unity vrea neapărat să te taxeze pe fiecare acțiune pe care tu o faci cu jocul făcut cu acest motor de joc. Și uite, cum spune aici, poți să ai instalat pe două device-uri, poți să ai în aceeași casă, să-l ștergi, să-l reinstalezi tot așa și desigur singur lucru bun de aici e că jocurile din bundle-uri și pentru charity sunt scoase din toată treaba asta. Și spuneam mai devreme că cei de la Cult of the Lamb au zis că, bă, noi o să ne ștergem jocul până la 1 ianuarie pentru că nu are niciun sens să plătim tone de bani pentru chestia asta, pentru că, ok, de ce să le dăm bancuri la Unity o grămadă pentru că jocul nostru o duce bine și să ne trezim că ajunge un punct în care, ok, jocul nu o să mai vândă, pentru că nu o să mai scoate în content sau ceva, dar lumea poate vine din spate, vin oameni care n-au jucat jocul sau oameni care vor să joace jocul, vin, reinstalează jocul de 100 de ori, se trezesc oamenii mei cu niște factori din spate care n-au niciun sens. Asta este absolută nebunie și nu știu ce se întâmplă asta. Am înțeles că foarte multe companii mari au început să ia măsuri împotriva celor de la Unity, ba chiar au dat și în judecată, inclusiv cei de la Sony, cei de la Microsoft și tot așa, adică Unity a venit mare călare cu vestea asta, dar o să dea de peretele cel mare și anume
mai mari industriei de jocuri video, care cel mai probabil s-ar putea să-i potolească puțin. Acum rămâne de văzut și eu sper să se calmeze situația asta, pentru că a fost literalmente o nebunie curată atunci când s-a dat această veste cu taxa. Literalmente foarte multe jocuri indie sau jocuri micuțe au fost anunțate că bă, noi o să le scoatem de pe Steam, o să le scoatem de peste tot ca să nu plătim cine știe ce taxe nebune. Acum, ca să clarific așa de unde a venit toată ideea asta, aparent CEO, cel care este șeful de la Unity, în trecut a mai avut idei de astea senzaționale, deci că a zis și într-un interviu că într-un meci de Call of Duty se dau aproape nu știu câte sute de reload-uri și el zicea că mamă ce chestie tare ar fi dacă am putea monetiza fiecare reload, adică să dăm o taxă pentru fiecare reload pe care playerul face. Am face o grămadă de bani. Deci vă dați seama cu cine aveți de face. Este o persoană care spunea chestia asta în perioada în care EA era tras pe, era ars pe rug pentru că avea lootbox-uri și tot felul de nebunii. Nu știu. Nu știu ce cu lumea asta, nu știu de ce a venit ideea asta, dar vere, să sperăm că se vor calma pe toată treaba asta, că n-are niciun sens și nu văd. Adică dacă EA Games nu cere taxe de genul ăsta pe Unreal Engine, de ce te trezești tu să faci treaba asta, mai ales când știi că motorul tău grafic este folosit de atâția dezvoltatori de jocuri mici și mari și individuali și toate, adică mi se pare de o lăcomie insane. Dar vă las pe voi să discutați mai departe despre subiectul ăsta, că nu vreau să mă întind toată ediția de știri pe toată treaba asta, cred că e primul subiect la care m-am întins atât de tare. Și trecem la niște Marvel Spider-Man 2, care a avut niște trailere extra anunțate în cadrul unui State of Play, pe care noi l-am postat, dacă ați văzut ieri, dacă nu mă înșel, da, cred că ieri, am postat acel video de State of Play, dar aparent a fost și un event de hands-on, unde și oameni de la noi din țară au participat, bine, oameni din presă, și ne-au dat așa niște prime impresii de Marvel Spider-Man 2, și că au jucat un build vechi de vreo 6 luni de zile, care se prezenta destul de bine și părea foarte, foarte mișto, cu o grămadă de informații noi în privința combatului, în privința lumii, cum funcționează totul, toate detaliile ce drept le găsim aici, dacă sunteți interesați să dați pauză, să vedeți exact ce și cum și care. O să doar menționez câteva pe aici pe acolo, adică uite, avem Miles și Peter, o să fie amândoi într-o misiune random prin oraș, adică pot fi o misiune ce se implice pe ambii Spider-Man. Simbiotul are și o abilitate asta de un fel de Spartan Rage, destul de interesant, ai și opțiune de a menține fall damage sau de a-l opri. Eu cred că o să las oprit pentru că, na, până acum așa a fost jocul, n-are sens să ne agităm prea tare cu chestiile astea. Boss fight-urile aparent o să aibă de acum health bar-uri, nu o să mai fie doar așa de dai cu pumnii până obosește caracterul și aștept să speri să moară acel caracter, ceea ce este destul de interesant, pentru că până acum nu am avut HP bar-uri pentru așa ceva. Și desigur avem o grămadă de side quest-uri în stânga și în dreapta și o grămadă de chestiuțe noi de explorat și de văzut. Cum am spus, puteți prin pauză și să aflați mai multe despre jocul Marvel Spider-Man 2, pe care sincer abia aștept să joc, pentru că m-am tot uitat la diverse chestii și am devenit din ce în ce mai hype pe treaba asta. Probabil că unii dintre voi sunteți amatori de tehnologie și ați urmărit prezentarea Apple de acum câteva zile cu noul iPhone, iPhone 15, care promitea destul de multe chestii interesante, cu o cameră de 4 ori mai bună decât precedentele, cu tot felul de upgrade-uri destul de interesante. Evident arată la fel ca celelalte versiuni de iPhone, dar asta nu o să oprească lumea să vrea să-și upgradeze mai departe device-ul, dar cred că cea mai tare chestie a fost atunci când au vorbit despre iPhone 15 Pro, și că acesta are un nou procesor ce include ray tracing și un procesor grafic foarte puternic. Și acum era în capul meu, mamă, ce jocuri o să ruleze băieții mei pe telefon de au nevoie de ray tracing de nebune genul ăsta. Adică, până la urmă, Black Desert și Genshin și Star Rail, astea sunt cam cele mai arătoase jocuri de mobil. Și apoi au aruncat băieții noștri de la Apple niște informații super nebune, precum Resident Evil 4, Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage, Death Stranding, chestii de genul ăsta. Adică, bă, băiatule, ce Dumnezeu? Chiar am rămas surprins și jocul rulează pe telefon. Acum vă dați seama că o să vă rupă bateria în două și o să fie o experiență destul interesantă, dar totuși jocul n-arată rău pe mobil și faptul că poți să joci și cu controller și cu on-screen controls mi se pare absolut insane. Știi că vor mai fi și alte jocuri ce vor fi aduse pe iPhone ca și jocuri de PC aduse acum pe mobil. Sincer, am ajuns în vremea în care chiar noi putem să spunem că jocul XYZ este un joc de mobil,
decât dacă vorbim de jocuri precum Candy Crush. Alea le putem zice, da, alea sunt jocuri de mobil, dar rest sunt jocuri. Nu mai există, s-a dus linia aia, literalmente nu mai avem ce să facem pe toată treaba asta. Acum că tot am pomenit mai devreme de Epic Games și de Unreal Engine și tot așa, vin cu o veste destul de interesantă. Aparent Donald Buster anunță că va părăsi Epic Games după 25 de ani de când lucrează în această industrie. Literalmente omul cred că s-a ajuns, s-a câștigat tonă de bani și tot așa. Au zis, băiatul, cred că e momentul să mă pensionez. Și acest om a decis, băiatule, o să ne lăsăm de acum și o să vină altcineva în locul meu. Ceea ce este destul de interesant. Am înțeles că datorită lui Epic Games a ajuns unde a ajuns cu Fortnite-ul, cu toate schimbările, cu Epic Launcher și chestii genul ăsta. Adică se vede că ce a făcut el a făcut destul de bine, pentru că totul pentru Epic a fost în sus ca și câștiguri și popularitate și tot așa. Și sincer, sunt tare curios să vedem ce o să fie cu noul CEO, care este băiețașul ăsta de aici, din câte văd eu pe aici, deci, că a lucrat în trecut la Riot Games și tot așa, îl cheamă Charlie Van. Ok. E CCO. Ok, e un fel de două feluri, dacă să o luăm așa. Este interesant, sunt curios ce o să mai producă acest om și ce o să ne aducă pe piața de jocuri video. Chiar sunt curios. Bă, schimbări mari în lumea asta de jocuri. Chestii cu Unity, chestii cu Epic Games. Acum mai vine o chestie interesantă. Roblox pe PlayStation. După atâția ani, de când toată lumea pe PlayStation era cea genul, bă, da, dă-ne și nouă Roblox, în sfârșit cei de la Roblox au zis, bă, ok, luați-o frate jocul pe consolă și de acum vă puteți distra și voi. Sincer, Roblox este un joc super mega popular, are milioane și milioane de jucători activi în fiecare lună, ceea ce este absolut insane dacă să mă întreb pe mine, și faptul că acum se va extinde și pe consolă este ceva destul de bun, pentru că asta îi va aduce și mai multă popularitate și va încuraja lumea să fie mult mai creativă, pentru că Roblox până la urmă este un sandbox și îți permite să creezi alte jocuri în cadrul său. Acum ne întoarce puțin pe la Assassin's Creed-uri și vom vorbi despre Assassin's Creed Red, dacă mai țineți minte de el. Este cel anunțat după Jade, că Jade era cel în China, acum avem Red-ul, care să fie un Assassin's Creed așa mai ninja, care ne spune că deja jocul este jucabil, cap-coadă, din ce observe aici, din ce ne spune băiatul nostru aici. O să fie disponibil probabil din 2024 încolo, să aflăm mai multe informații. Este cam pe aceeași idee cu Odyssey, adică poți să alegi caracterul fie bărbat, fie femeie. Și desigur, aceste caractere văd că vor avea arme diferite și trăsături diferite. Asta e destul de făinuț. Mediul ce se strică și stealth-ul așa cum ar trebui să fie, cu umbre, cu nebunii, cu oprit de torțe și toate alea. Adică pare să se sculpteze ca un Assassin's Creed destul de mișto. E bine, dacă PlayStation a mai împrumutat lucruri de la Xbox din când în când și viceversa, acum avem iarăși o situație de asta de împrumutare, și anume cei de la Microsoft sunt interesați să aducă tipurile alea de trofee de nivel Platinum. Cum le găsim și pe PlayStation atunci când obții toate achievement-urile? Că de obicei pe Xbox nu ai genul ăsta de achievement-uri, iar de acum cumva o să stârnească mai mult interes pentru cei care se joacă și vânează genul ăsta de achievement-uri să mai revină la unele jocuri și să obțină acest Platinum Trophy sau achievement pe consolele Xbox. Bă, asta e o chestie destul de faină, pe mine mă motivează de multe ori genul ăsta de trofee să termin jocurile 100% și să fac cam tot ce este posibil în ele. Acum că ne apropiem de Call of Duty Modern Warfare 3 și suntem gata de acțiune și știm cam care o să fie toată nebunia, deja putem vorbi despre următoarele Call of Duty-uri ce o să urmeze, și anume că vom avea un posibil Black Ops 2 Remastered, dar mai degrabă hărți din Black Ops 2 ce vor fi aduse în Call of Duty Modern Warfare 3, sau e posibil de fapt să vină în următorul Call of Duty din 2024 sau 2025. Acum nu știu sigur ce să zic, vom afla mai multe probabil cu timpul, dar deja avem câteva mici hinturi date în stânga și în dreapta și cred că cei de la Treyarch, sau bine, de fapt la Activision Blizzard, și-au dat seama că bă, o să stăm mult și bine pe tipul ăsta de coduri și nu o să ne mai aruncăm prea repede pe chestii așa foarte science fiction, pentru că băieții au observat că acolo se face bani. Seria Borderlands este posibil să fie vândută
sau mai bine spus, cred că Gearbox de întregul să fie vândut de către cei de la Embracer, pentru că după ce Embracer a făcut atâtea achiziții în anii trecuți, acum cumva lucrurile cam au venit să-i muște de fund și să își dea seama că bă, băiatule, prea-și permit să le întrețină pe toate. Așa că cei de la Embracer posibil să vândă Gearbox cât de curând posibil și deja sunt oameni interesați de această firmă, dacă e să o luăm așa, de acest studio, după ce că Embracer a cumpărat Gearbox-ul cu 1,4 miliarde de dolari. Cred că asta vine BN, de obicei BN înseamnă billion, acum poate să fie și altceva, dar mă gândesc că acolo o să fie toată treaba. Era de așteptat ce drept Embracer s-a întins mai mult decât putea, it is what it is. Și pentru că este puțin și mini sezonul de jocuri de mașini, pentru că am avut The Crew Motor Fest și urmează să avem câte curând și Forza Motorsport, ei bine, avem câteva mici informații despre Forza Motorsport, că vine cu diverse moduri de performanță pe Xbox Series X, precum Ray Tracing, Performance Ray Tracing și tot așa, cu 500 de mașini la lansare, nu are Battle Pass-uri și chestii de astea, adică funcționează pe totul pe free updates, vine cu chestii făcute de AI, adică cumva niște elemente de AI, uite, vedeți, Improved Physics and Model in AI, AI, nu vă gândiți acum AI-ul ăla la ChatGPT sau chestii de genul ăsta, nu, pur și simplu AI-ul din joc, adică calculatorul cu care te bați în mare, ceea ce este destul de mișto, m-am exprimat eu prost mai devreme, îmi cer scuze și eu am înțeles prima dată așa cum ați crezut și voi, dar nu este așa și desigur avem parte de un joc foarte, foarte arătos. Bă, eu nu mă așteptam la altceva mai jos de atât, pentru că totuși vorbim de Forza și în special Forza Motorsport, care este un simulator destul de făinuț și care vine cu o grămadă de chestii faine comparative cu Gran Turismo 7. Că tot am pomenit de lăcomie, nebunie și tot așa, ei bine, și cei de la Dying Light iau niște decizii senzaționale și adaugă opțiunea de a cumpăra niște currency special in-game care să te ajute să-ți cumperi skin-uri sau chestii genul ăsta și desigur toată treaba asta a dus la un mini review bomb pe Steam pentru toată treaba asta. Bă, foarte urât ce se întâmplă nașpa când și aceste studiouri care practic nu duc rău vor să meargă pe calea asta așa de mai multă microtransacție decât este necesară. Dacă dețineți un PS5, să știți că a venit un update destul de interesant zilele trecute, un update de sistem mai exact și vine cu câteva feature-uri destul de drăguțe de accesibilitate, cu ceva funcții sociale mai bine gândite, un remote play ceva mai bine aranjat și pentru cei care folosesc Android și mai important de atâta, avem în sfârșit suport pentru Dolby Atmos, care este un soft sau așa să zicem o funcție destul de interesantă ce o întâlneam până acum doar la Xbox în mare. Dar văd că acum acest feature, nu știam cum să-i zic exact, nu știu exact ce ar trebui să fie, cred că e un feature ce te ajută să profiți de device-urile ce folosesc Dolby Atmos. Asta e destul de tare. Eu nu am, cred că, chestii cu Dolby Atmos în casă ca să testez diferența, dar oricum foarte mișto și mă bucur că vin și genul ăsta de update-uri așa mai pe nișă, dacă să mă întreb pe mine. Săptămâna asta s-a lansat pe lângă Mortal Kombat 1 și parcă mai era ceva, dar îmi scapă mie acum, dacă nu mă înșel. Nu mai era ceva? Mai era ceva? Nu mai era nimic. Nu cred că mai era. Și The Crew Motor Fest. Uite mă, vezi că mai era ceva, că doar am fost acolo la lansare. E bine, pe lângă aceste două jocuri a apărut și Lies of P, sau cel puțin într-un fel de Early Access, că na, jocul se lansează pe 18 pe PC, dar sunt unii care au avut ceva acces mai devreme. E bine, notele acestui joc variază destul de bine, dacă e să mă întrebați pe mine, de la 7 până la 10 chiar. Mă, asta este un fel de Bloodborne cu androids de ăștia așa steampunkish, destul de făinuț, am jucat noi demo și părea foarte, foarte făinuț. Acum probabil o să vină doar un video de prezentare pe canalul principal și când o să termin și cu canalul de extra-uri, dacă să-l numim așa, probabil o să-l jucăm pe stream și o să luăm tot ce am jucat pe stream și o să punem pe acel canal extra, așa cum facem și cum o să facem și cu Baldur's Gate și cu alte jocuri ce nu prea merg ele super bine pe canalul principal. Urmează să avem o nouă exclusivitate de PlayStation pe PC, așa cum ne-am așteptat deja, pentru că de multe ori când
Se lansează o exclusivă de PS5, așteptăm un minim de un an, doi sau maximum de 5 ani până când va sosi și varianta de PC. Cel puțin ăsta este noul trend. Acum nu se aplică chiar la toate, dar în special la exclusivele astea așa mai făinuțe de la PlayStation se întâmplă destul de des treaba asta. Ei bine, ci că următorul joc de PlayStation de PC s-ar putea să fie Horizon Forbidden West. Cumva era de așteptat pentru că a trecut hype-ul cu Horizon și de acum vă dați seama că urma să-l aducă și pe PC să se bucure și PC gamers de continuarea lui Horizon Zero Dawn pe care îl avem deja pe PC. Seria Star Wars Jedi este o serie destul de populară, ce merge destul de bine, care a salvat cumva imaginea Star Wars în brațele lui EA, dar din păcate lucrurile s-ar putea să nu mai fie așa de bune pentru că un director de la Respawn sau de la EA în general, Stig, a demisionat și a plecat de la EA. Acest om a ajutat să aducă imaginea Star Wars într-o lumină mai bună cu această nouă franciză. Acum să vedem dacă lipsa acestui om sau lipsa mai multor oameni ce probabil au plecat în aceeași perioadă va afecta următorul joc din seria Star Wars Jedi, care s-ar putea să fie și ultimul, dacă stau să mă gândesc așa, că vor să facă așa un fel de trilogie în felul ăsta. Da, nu sunt 100% sigur. Știți foarte bine că acum câțiva ani a apărut un joc așa roguelike, action roguelike, care a cam acaparat mințile oamenilor. Și anume vorbim despre Hades, un joc pe care și noi l-am jucat și am făcut o tonă de videouri cu el. E bine, Hades 2 urmează să se lanseze undeva la anul prin Q2, adică în a doua parte a lui 2024. Mă, sincer, eu sunt destul de hyped up și abia aștept să mă joc iarăși niște Hades, dar de data asta cu un setup ceva mai interesant. Dar, din păcate, nu toată lumea este așa de norocoasă să primească un sequel sau cel puțin să o ducă foarte bine. Știți că cei de la EA au avut așa o micuță clonă de Monster Hunter și vorbim aici despre Wild Hearts, care, din păcate, va cam înceta să mai existe, pentru că suportul pentru jocul ăsta va fi închis în următoarele zile, săptămâni, maxim câteva luni, pentru că poate jocul nu prea mai are jucători activi și vă dați seama că e cam degeaba să țină servere și chestii de genul ăsta pentru el dacă nu se joacă nimeni, dacă e să luăm așa, ceea ce este trist pentru că avea niște mecanici destul de faine și niște lupte chiar foarte mișto, dar din păcate nu avea alte elemente care să atragă lumea să fie la fel de hooked on ca și Monster Hunter. Acum, aia e ce poți să și faci. Mergem mai departe, dar na, dacă nu merge o idee, ce putem să facem pe treaba asta? Și continuăm cu veștile proaste tot pentru EA și tot pentru jocurile de la studiourile mai mici din cadrul EA. Cei de la Ascendant Studios au fost nevoiți să dea afară vreo 40 de oameni din stafful lor destul de micuț oricum, pentru că noul lor joc Immortals of Avium nu prea a vândut și nu prea a mers foarte bine. Mă, din păcate, jocul nu prea e strălucit și nici nu e prea grozav. Are un gameplay distractiv și o grafică destul de bună, dar din păcate povestea și pacing-ul în general era destul de rău și na, era de așteptat ca jocul să nu o ducă foarte bine până la capăt. Și ultima știre în această ediție, boys, vine pentru Payday 3, care anunță că Payday 3 nu o să mai aibă de nuvo. Foarte interesant, nu știu cum de s-a ajuns la această decizie, știu că anunțase inițial că are de nuvo, lumea a fost supărată și ceva timp mai târziu, adică acum, ne-am trezit că nu mai există de nuvo pe Payday 3. Cred că și-au dat seama că asta le îngreunează jocul și că, până la urmă, cei care chiar vor fi interesați să joace jocul îl vor cumpăra, cei care desigur n-au nicio dorință să joace jocul online sau nu interesează de tare, îl vor lua de pe internet. Bă, asta, na, sincer, eu apreciez că na, jocul va rula mult mai bine și va arăta ceva mai bine, pentru că nu mai are acel de nuvo să îi pună puțin bețe în roate, dar acum să vedem dacă această nouă versiune de Payday va reuși să le aducă un profit sau nu, ținând cont că după ce am jucat noi beta-ul ăla, cam jocul părea cam pe aceeași idee cu Payday 2, adică nu s-au schimbat prea multe, deci oare o să le iasă? Nu știu, voi ce ziceți. Anyways, boys, cam asta ar fi tot pe această ediție de știri. Îmi cer scuze dacă m-am lungit undeva poate mai mult decât era necesar, dar am zis că
Era nevoie să ofer toate informațiile posibile. Dacă cumva vi se pare că am zis ceva greșit sau am fost de neînțeles în anumite părți, vă rog să-mi lăsați un comentariu acolo și o să încerc să clarific ce nu este în regulă. Și desigur, dacă vă place această ediție de știri, nu uitați să dați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!